double digit thousand. Mirela Vaida va pleca la sfârșitul anului din România. Prezentatoarea de la Acces Direct și soțul ei, Alexandru Vaida, au decis unde vor petrece revelionul. Vedeta a anunțat că are nevoie de liniște și odihnă, așa că nici copiii nu vor merge cu ei. Crăciunul îl va petrece în familie și de revelion va pleca cu soțul în Madeira. Copiii vor merge la bunicii de la Cluj, vor rămâne acolo de revelion, iar eu și soțul meu vom pleca de acasă câteva zile. Ne dorim puțină odihnă, vom merge într-o destinație mai exotică. Având în vedere noile condiții destul de complicate, n-am ales să plecăm din Europa. Vom merge în Madeira, vom petrece acolo revelionul, a mai spus aceasta. Îmi doresc pentru anul 2022 să mă ocup mai mult de muzică. Mi-am propus să scot în fiecare lună câte o piesă de muzică populară. Vreau să fiu mai mult un om al muzicii. Vreau să mă ocup mai mult de proiectele mele și să revin în zona de petreceri și evenimente. Am cântat prea mulți ani ca să mă opresc. Folclorul este parte din mine, așa m-am născut, așa trăiesc, așa respir. E ceva natural, nu fac niciun efort. Îmi doresc să mai fac și câte un colaj de muzică de petrecere, astfel încât lumea să mă cunoască un pic altfel decât doamna Mirela de la Acces Direct sau femeia de 40 de ani cu 3 copii. Dincolo de lucrurile astea, eu sunt un om de show, a spus Mirela Vaida. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vreau să vă readuc aminte că vă puteți abona la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.